mi-ngăduiți câteva cuvinte de început pentru fiecare dintre momentele artistice pe care le vom așeza astăzi în fața dumneavoastră. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să primim în aplauze corala bărbătească Te Deum Laudamus, despre care am doar care au crezut în fundis, care iată ce frumos s-a așezat, ce frumos s-a clădit până în 2019, iată. Pe parcursul acestor ani, corala a participat la nenumărate spectacole, concerte în țară și în străinătate, peste 400 până în prezent. Îi mulțumim foarte mult părintelui lector dr. Matei Zaharia, este cel care coordonează corala. Mulțumim frumos pentru fapta bună spre care v-ați întors privirea astăzi.